Willy Wonka este un băiat care vrea să devină un magician și care iubește ciocolata, dar care din păcate nu prea se poate bucura de aceasta din cauza că provine dintr-o familie săracă, acesta permițându-și să mănânce ciocolată doar o singură dată pe an. Mai exact, măsa, care este o bucătăreasă, pune deoparte câte o boabă de cacao în fiecare zi, iar după un an aceasta strânge suficientă cacao încât să îi facă lui Wonka o tablețică de ciocolată de ziua lui. By the way, mama lui Wonka îl tot tachina pe a nostru că la un moment dat o să îi dezvăluie rețeta sa magică de ciocolată. Dar din păcate, între timp, tipa a murit și odată cu ea și rețeta ei secretă. Nezo s-o ierte! Totuși, ca moștenire, ea i-a lăsat fiului ei o ultimă tablețică de ciocolată de care să se bucure. Deci, pentru că a nostru mereu a visat să își deschidă un magazin de ciocolată alături de mama sa, el a decis să își abandoneze visul de a deveni un magician și a călătorit prin lume pentru a studia cât mai multe arome culinare cu care să își îmbunătățească preparatele din ciocolată. Plus, într-una dintre excursiile sale, el a cules 4 boabe de cacao din Africa, neștiind că acestea aparțineau unui trib de oameni mici și portocalii numiți Umpa Lumpa. Așadar, pentru că acești Umpa Lumpa sunt destul de ranchiunoși și răzbunători, individul care era de pază atunci când Wonka a furat boabele de cacao îl bântuie pe a nostru ca o fantomă și îi fură din ciocolată odată la câteva zile. În fine, după ce a nostru a ajuns la concluzia că e pregătit să își deschidă propriul magazin de ciocolată la care a visat, el a mers la galeriile gourmet, a.k.a. locul în care se zvonește că se vinde cea mai rafinată ciocolată din lume. Dar, din păcate, un băiat de la țară naiv și credul precum Wonka a fost mâncat de viu de șarlatanii orașului. Astfel, după ce a dat bani la cercetori, la polițiști, la un copil ce i-a lustruit papucii și pe un pepene pe care l-a dat de pământ, a nostru s-a trezit falit și fără un loc în care să doarmă. Așadar, un tip pe nume Crunch s-a oferit să-l ajute pe a nostru și l-a dus la un hotel ieftin unde să înnopteze pe gratis în schimbul promisiunii că în ziua următoare el își va achita șederea. Totul bine până acum, dar o puștoaică orfană pe nume Noodle, care lucra la hotel, a încercat să-l avertizeze pe a nostru că ceva nu miroase a bine în contractul pe care patroana hotelului, doamna Scrubit, încearcă să-l convingă să-l semneze. Dar din păcate, pentru că Wonka nu știe să citească, el a semnat ca primarul. Adică fără să știe în ceea ce se bagă. Deci, mergând mai departe, în ziua următoare a nostru a mers în galeriile gourmet, unde le-a dat unor oameni de pe stradă și marilor patroni de ciocolată din oraș câteva monstre din produsele sale. Bomboane care au făcut furori printre cei care le-au gustat și chiar i-au făcut să și plutească. Dar pentru că patronașii ăia de mai devreme au un monopol asupra industriei ciocolății din oraș, ei nu prea văd cu ochii buni concurența. Motiv pentru care aceștia l-au mituit pe șeful poliției să-l gonească pe Wonka de pe teritoriul lor și să-i confiște banii pe care teoretic i-a făcut ilegal. Evaziunea asta fiscală. Totuși, din milă, polițiștii i-au lăsat lui Wonka un bănuț ca acesta să-și poată plăti chiria pentru camera în care a înoptat. Dar ce să vezi, camera aia într-adevăr a costat doar un bănuț. Dar toate celelalte servicii de care Wonka a beneficiat au fost taxate suplimentar la un tarif astronomic. Așadar, a nostru le datorează gazdelor sale 10.000 de bănuți, iar pentru a-și putea plăti datoria, el a fost transformat într-un sclav care urmează să lucreze la spălătoria hotelului pentru un bănuț pe zi timp de 27 de ani. Amu, nu vă gândiți că Wonka este singurul care a căzut în plasa acestor excroci. Dar spre deosebire de colegii săi, el nu s-a lăsat descurajat de ceea ce i s-a întâmplat și i-a oferit lui Noodle o provizie pe viață de ciocolată ca să-l ajute să evadeze din hotel și să meargă în oraș ca să-și vândă dulciurile și astfel să își plătească în avans datoria. Deci Noodle și Wonka l-au convins pe Crunch să se spele, iar pe doamna Scrubit au făcut-o să creadă că asociatul ei se trage dintr-o familie nobilă. Gen, Babeta are o slăbiciune pentru oamenii bogați. Așadar, pentru că cei doi boșorogi erau prea ocupați să se combine între ei, a nostru le-a construit colegilor săi o mașină de spălat rufe automată motorizată de un câine, ca să nu le dea în gât că vrea să plece, iar după aceea Noodle l-a scos din
prin spălătorie, ascunzându-l într-un cărucior cu rufe murdare. Până acum totul a mers conform planului, dar din păcate Umpa Lumpa l-a vizitat pe Wonka în seara de dinainte și i-a furat toate bomboanele pe care Anostru voia să le vândă în oraș. Așadar, în continuare, Noodle și Wonka au mers la grădina zoologică a orașului, unde i-au dat paznicului o ciocolată somnifer, ca ei să poată liniștit să o mulgă de lapte pe girafa grădinii. Gen ca Wonka să se folosească de laptele ei pentru a face noi bomboane. Deci, din nou, planul celor doi a mers ca pe roate. Dar imediat după ce ai noștri au plecat de la grădina zoologică, ei au fost abordați de către șeful poliției, care la ordinele cartelului de ciocolată l-a bătut pe Anostru pentru a-l intimida și pentru a-l face să plece din oraș cu tot cu bomboanele sale. Am o atâta noroc că după ce i-au gustat ciocolata, restul sclavilor de la spălătoria doamnei Scrubit vor să-l ajute pe Anostru să continue să vândă dulciuri. Cum vor face ei asta? Păi printre ei se numără un fost contabil de-al cartelului de ciocolată care le știe modusul operandi și mare parte din secrete. Plus pe deasupra, aceștia cunosc și orașul și sistemul său de canalizare. Deci folosindu-se de acele tuneluri subterane, Wonka a reușit să își vândă ciocolata și să se ferească de ochii poliției. Plus între micile lor escapade din oraș, Noodle s-a pus să-l învețe pe Wonka să citească. Gen mno, ca el să nu mai fie prostit la fel de ușor pe viitor și să nu mai caute girafe în țarcul tigrilor. În fine, mergând mai departe cu profiturile generate din vânzarea ciocolatelor, Wonka și compania și-au deschis propriul magazin de dulciuri în galeriile gourmet, ca poliția să nu-i mai poată deranja, cel puțin nu într-un mod legal. Deci până acum totul bine, dar din păcate mafioții ăia din cartelul ciocolatei au și alte mijloace prin care să-și atingă scopurile. Gen, ei au aflat că Wonka operează din interiorul hotelului doamnei Scrubit, iar patronașii ăia i-au făcut o mică vizită babetei și i-au dat niște bani ca să-i strice lui Wonka produsele. Astfel, atunci când Anostru și-a inaugurat magazinul, dulciurile sale erau contaminate și drept urmare acestea i-au transformat pe cei care le-au gustat în niște oameni păroși și colorați. Deci vă dați seama că nimic nu e mai periculos decât o armată de clienți nesatisfăcuți, aceștia de nervi devastându-i lui Wonka magazinul și chiar dându-i foc. Așadar, vă dați seama că după o asemenea deschidere eșuată, Wonka a fost cu moralul la pământ, iar de starea sa vulnerabilă de spirit au profitat cei din cartelul ciocolatei, care s-au oferit să-i plătească datoria atât lui cât și prietenilor săi cu condiția ca el să plece din oraș și să nu mai facă niciodată ciocolată. Deci evident că Wonka și-a pus prietenii pe primul loc și a acceptat oferta cartelului. Dar pe vasul care trebuie să le ducă în nord se află și prietenul său Portocaliu, care a văzut că după ce Anostru a dat mâna cu mafiotul șef, pe palma sa a rămas imprimat un anumit simbol. Simbol care se potrivește izbitor de mult cu cele de pe lănțișorul lui Noodle, a.k.a. singura amintire a fetei de la părinții ei biologici pe care niciodată nu i-a cunoscut. Așadar, chestia asta l-a făcut pe Wonka ca să aibă o revelație care l-a făcut să vreie să se întoarcă în oraș. Dar pe când el a dat să vorbească cu capitanul bărcii, ghiciți ce? Nu există niciun capitan pentru că barca stă să explodeze. Din fericire, Anostru s-a dat la timp jos de pe embarcațiune, iar intuiția sa a fost corectă. Anume, mafioții ciocolatei nu s-au ținut de partea lor de înțelegere când vine vorba de Noodle. Mai exact, ei au făcut fix opusul față de ceea ce i-au promis. Nu i-au dat banii doamnei Scrubit ca să o elibereze pe fată, ci dimpotrivă. I-au dat bani ca să o țină captivă pe viață. Deci Wonka a eliberat-o pe fată din ghearele babetei, iar cei doi alături de prietenii lor plănuiesc să intre în ofensivă și să fure registrul cartelului ciocolatei, în care aceștia și-au însemnat toate activitățile ilegale. Plus ai noștri știu cum să ajungă la acel registru mulțumită contabilului ăluia. Așadar, după ce o girafă a spart-o în mormântare la catedrala orașului, Wonka și Noodle au reușit să iei liftul secret de dinăuntru care duce la baza cartelului. Dar în proces ai noștri au fost prinși în flagrant de către mafioți care vor să îi înece în ciocolată pentru a scăpa odată și pentru totdeauna de ei. Plus, în caz că vă întrebați ce treabă au ei cu Noodle, mai exact, fratele mafiotului s-a îndrăgostit de o femeie de rând și o făcut-o pe Noodle cu aceasta. Dar pentru că tipul a murit la scurt timp după aceea, mafiotul o dat să încerce să scape de nepoată sa ca familia lui să nu fie pângărită de sângele unui om sărac. Atâta noroc că Noodle a fost găsită de către doamna Scrubit, care a luat-o de pe străzi și nu a lăsat-o să înghețe de frig. Am bineînțeles că baba nu a făcut asta din mărinimia sufletului
sufletului ei, ci ca să o pună pe a noastră la lucru. Dar hei, măcar așa, Noodle a supraviețuit. În fine, revenind în prezent, înainte de a fi executat, Wonka i-a dat cartelului un borcan cu bomboane de ale sale, cu scopul ca acestea să ajungă la Umpa Lumpa și să-și plătească datoria față de el. Deci pentru că mafioții au mâncat toate acele bomboane și nu i-au păstrat nimic omulețului portocaliu, vă dați seama că piticul i-a salvat pe ai noștri din a se înneca în ciocolată. Odată pentru că ăsta era lucrul corect de făcut, dar și pentru că astfel el s-a răzbunat înzecit pe mafioții ăia din cauza că i-au mâncat ciocolata. Așadar, mulțumită faptului că au rămas în viață, Wonka și Noodle au pus mâna pe registrul ăla și astfel i-au desconspirat pe mafioți. Asta ducând atât la arestarea lor, cât și a celor care le-au fost complici. Plus după asta, Wonka le-a împărțit rezerva de ciocolată cu tot orașul, făcând odita mai fântâna de ciocolată. Deci considerând că acest moment este destul de special, a nostru și-a scos de la naftalină ciocolata pe care Măsa i-a lăsat-o înainte să moară, iar înăuntrul acesteia se află un bilețel pe care scrie că secretul unei ciocolate bune stă în oamenii cu care o împarți. Așadar, Wonka și-a împărțit ciocolata de la Măsa cu noii săi prieteni, iar după aceea el a ajutat pe Noodle să se reunească cu Măsa și a făcut pace cu Umpa Lumpa, oferindu-i un post de inspector al calității produselor la viitoarea sa fabrică de ciocolată. Fraților, și cam ăsta a fost videoul de azi, dar dacă mai vreți să-l vedeți pe Willy Wonka în acțiune, vedeți că el apare și în filmul Charlie și fabrica de ciocolată. Film pe care de asemenea l-am explicat în 10 minute aici pe canal. Dar totuși e de menționat că acel Willy Wonka e puțin diferit față de cel de azi. Gen, le diferă puțin originea și caracterul. Gen, putem zice că ei sunt același personaj, doar că din universe diferite. Dar în fine, nemai lungind acest video, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele: Professional Security Provider, Sukerman, Călin Pantia, Mihaela Cristescu, Levi Lowlight, Alex Șmecherul, Cătălin Bota, Paul Macarie, Duțu Pașca, Marius, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticul Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri aici pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Nu uitați să-mi ziceți în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.